Băi, eu scriu cum scriu eu. Ca tot voi. Eu nu scriu fricile mele, înțelegeți? N-am nicio problemă cu matca, nu știu dacă am. Stau să vedem dacă am frica de matca, nu pe am. Îmi place să mă joc acolo, la limită. Deci, știți de ce vi le dau? Bine, hai că după aia continui eu. Voi faceți frici? Doamna, aveți frici? Da. Scrieți un pic aici. Pentru posteritate. De necunoscut, mie îi iubesc de cunoscut. Domnule, stau să mă gândesc dacă am un de necunoscut de... Nu cred. Nici eu. Cunoscut de n-am. Toate feluri. Cum? Frica de frate. Da, care vă dați? Da? Da. Nu știu. Hai, cântu-mă. Mă e frica de orgasm. Ce-i așa? E frica de sex. Frica de alocire este sex, frica de afaceri. Haideți, voi scrieți acolo fricile voastre, dacă nu vă regăsiți acolo, mai scrieți. Puteți să scrieți mai multe dacă aveți. Pentru că, în general, oamenii fug de fricii.
Păi, vedeți, toți fugim de durere. Toți fugim de senzații neplăcute. Dacă fugim de senzații neplăcute, automat important să nu. Și vreau să mai spun ceva. De ce e important să înveți să spun funcții? Că de asta mă spun doamna. Diana, înveți eu să vină. Pentru că dacă înveți să spun funcții cu cele, ești mai puțin manipulabil. Cea mai mare formă de manipulare este de frică. Dacă nu faceți cum trebuie, vă mănâncă iadul. E cea mai mare formă de manipulare pe care a fost vreodată în lege. Știți? Când Dumnezeu e... Suntem manipulați prin frică? Da. Dar nu faci ce trebuie, nota 3 la portare. Nu trebuia să stabilim niște reguli. Ba da, da, trebuie pe înțelegere, nu pe frică. Da, după procesul nostru de învățare, a comitat de la frică. Așa a fost învățat, ferește-te de foc pentru că se produce asta, ferește-te de oameni răi pentru că fac asta. Învață la școală ca altfel să produce asta. Deci poți să faci treaba asta, dar fără să-i duci frică. Poți să-i duci fără frică. Pe viitor, dar am fost educați în... Păi noi am fost educați prost. Și atunci trebuie să perpetuăm în chestii care am fost proaste. Și greșit, da? Nu zic că nu e necesar în anumite condiții. Dar răutatea, iar îți varianta corectă. Deci varianta corectă apare pedeapsă. Deci apare frica de pedeapsă. Corect. Da? Așa face și societatea. Jucăria pentru ce e? Să-ți fie frică. Nu faci ce trebuie, te duci în trănaie. Corect? Până acolo, până la urmă, societatea perpetuează. Adică sunt la birou. Știu deja că dacă răspund prea direct șefei mele, voi avea de suportat niște consecințe. Știu deja că dacă spun prea multe iar, vor fi niște consecințe. Deci, cumva, sistemul a lucrat într-un fel în care îți arată că trebuie să iei aminte la sensibilitățile celor din jur. Acum, frica e bună? Sau era? Disciplina nu, disciplina nu crește, ai spus. Nu, frica. Eu vorbeam de frică. Dar să nu se ierta. Frica e cu durere. Dacă nu ai frică, poți să faci foarte multe prostii. Dar, trebuie să existe niște lume. Cine a stat așa? Dar trebuie să le stabiliți voi, nu frica. Limitele fricii voastre trebuie stabilită de voi, nu de frica voastră. Adică, ideea este nu, să nu ajungi să fii stăpânit de frică. Da? Să stăpânești tu frica. Asta înseamnă curaj. Curaj nu are cel care nu are frici, ăla e de bun. Da? Dar nu e normal. Curaj are cel care ajunge să stăpânească frica și în se cheamă. În pofida fricii, el face ceea ce trebuie să ai corect sau dacă există trebuie, nu există trebuie. Corect, e bine? Da. Nici așa. Nici. Ceea ce simte. Nu e bine nici așa, că o să simți corect. Ceea ce nu sunt nici bune, nici rele. Da? Lucrurile doar sunt. Felul în care le folosim, scopul în care le folosim, poate fi agreat de noi sau nu, în funcție de sistemul de referință pe care ni-l asumăm. Adică, dacă suntem într-o lume a mincinoșilor, sistemul nostru, rapoartele noastre cu ceilalți, vor fi de minciună. Și atunci minciuna e considerată bună. Dacă suntem într-un alt sistem de referință, în care toată lumea spune adevărul, atunci considerăm că astea fiind regulile acelei societăți, acelei sistem de referință, înseamnă că adevărul este bun. Deci totul este doar o alegere. Da. Ați văzut filmul ăla în care un tip trăia într-o societate în care se spune numai adevărul? Da. Și el descoperă. Cum se cheamă? Nu știu, nu. L-am pus pe la... Deci merită văzut. Dar nu putem trăi într-o lume în care se spune numai adevărul. Ce? Filmul ăla cu Jim Carrey, la aia.
Nu, că și la ea, la revină, era un mincinos, că așa era el, patologic. Dar e vorba că nu pot să scrie acolo. Sorry. Deci frica și ea până la urmă este un mijloc, o modalitate. Depinde cum o folosim. Putem să o folosim în sensul bun, adică să supraviețuim. Ne poate fi frică de foc, de înălțimi, de tot felul de alte lucruri, care de fapt sunt niște frici care ne protejează, care ne ajută să supraviețuim. Și pe de altă parte, sunt celelalte frici care sunt inventate de noi, care se nasc în subconștientul nostru, din diferite emoții, născute și ele din anumite experiențe. Și atunci, acele frici clar nu sunt constructive, să le zic așa. Și după aia mai sunt frici care sunt conștiente și frici care sunt inconștiente. O frică care e conștientă, poți să stăpânești. Problema este să nu fii stăpânit de o frică care e inconștientă. Deci ceea ce facem aici cu lista este să vă ajutăm în conștient fricile. De ce? Ca să poți să le stăpâniți, să le conștientizați. Nu poți să stăpânești ceea ce e subconștient tot decât în măsura în care îl cunoști. Cum îl cunoști? Ei. Asta se numește conștiință de sine. Cum știu care sunt frici. Dobândirea conștiinței de sine presupune inclusiv să știu care sunt fricile mele. Țin minte că eram odată la Oraliu și mi-a venit un tip care era reprezentat la Subaru și zice, te mai dai? Da. Și zice, încă te mai duci cu demonii tăi. Adică, știi, este o formă de stăpânire a fricii. E o frică. Ei, în momentul în care frici, nu mai își găsește sens. Da, e o formă. Să o testez. Să-ți testez lucrurile tale. Știți că frica... mai nou se folosește sporturile extreme. În terapie. Dar mai ales la depresie. De ce? Sporturile extreme sunt niște... Îți dau senzația. Deci, ele sunt sigure. În proporție de 90 și ceva la sută. Da? Se iei cu coarda, deci bungee jump, cu chestiile astea extreme. Deci au o siguranță. În funcție de ceea ce faci. Mai mult sau mai puțin. Ei, dar este o formă de testare a limitelor. Și atunci simți frică. Frica de ce? Frica de moarte. În apropierea de frică, în apropierea fricii de moarte, simți de fapt care este valoarea vieții. Înțelegeți? Asta pentru fiecare din voi. Eu vă... vă împing să vă confruntați fricile. Orice frică. Asta e ideea. Eu aștept să scrie. Bun! Aveam aici niște întrebări printre altele. Până scrieți voi fricilele. Hai să începem cu ce este frică. Și când știți cum a apărut frica? Aici, dar la oameni. Deci prima frică care a apărut a fost frica de Dumnezeu. De ce? Pentru că în început totul era în mine, da? În momentul primei căderi, eu nu spun că am dreptate. Eu zic că o să aveți toată viața să mă verificați. Da? Ei, prima frică a fost căderea demonică. De ce? Căderea îngerului. De ce? Pentru că nimeni nu s-a așteptat ca Dumnezeu să facă asta. Și au văzut toți. Și abia atunci au conștientizat puterea lui Dumnezeu. Da? Și a apărut și o frică a îngerilor. Apropo de puterea lui Dumnezeu. Dar a apărut și o frică mai mare a demonilor. Ținând cont că suntem întrupați noi, care frică o avem? De ce vă spun treaba asta și o să înțelegeți? Pentru că una dintre fricile noastre este frica de Dumnezeu. Ceea ce e greșit. Sfântul Antonie cel Mare spunea așa. Mie, știți că în Ecleziastul se spune, și sunt multe lucruri care sunt greșite, inclusiv în Biblie. În Ecleziastul se spune, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu.
Mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Și eu îl iubesc pe Dumnezeu și iubirea îi gândește afară frică. Deci răspunsul la frică care e? Iubirea. Asta e paradoxul. Bun. Vreau să povestim puțin cum am ajuns noi să stabilim această temă în seminarul ăsta. Și totul a pornit de la faptul că oamenii au idealuri și obiective pe care nu reușesc să le ating. Cu toate că teoretic au citit o grămadă de cărți, știm ce au de făcut și totuși toate informațiile astea rămân la nivel teoretic. Și practic nu reușesc să ducă la îndeplinire obiectivele și mai ales idealul. Pot să intervin câteodată peste, dacă am o idee? Facem așa. Eu nu-mi pierd ideea, așa. Așa. Bun. Ideea este, ca să subliniez și eu, există ceea ce se cheamă blocaj la nivel interior. Ceea ce ne împiedică să ne atingem obiectivele sunt blocaje. Unul dintre blocaje sunt? Aici. Așa. Continuă. Și atunci, aș fi vrut, dacă veți fi prezenți și la alte întâlniri de genul ăsta, să vă puneți idealul și obiectivul. Să vi le scrieți. Și să le discutăm. Și prima treaptă, eu sunt coach și trainer de dezvoltare personală. Și oamenii vin la mine, în mod special, pentru a stabili idealul, pentru a stabili obiectivele. Și pe drumul acesta de a afla ceea ce își doresc, următoarea etapă este de ce nu se întâmplă. Și atunci, nu se întâmplă pentru că oamenii au tot felul de frici, tot felul de neputințe. Frici din moștenite, frici pe care și le-au dobândit singuri din diferite experiențe, frici care sunt neconștientizate și totuși ele apar, discutând, ne dăm seama că ele totuși sunt acolo și de aceea nu reușim să ne atingem obiectivele. Și, pe de altă parte, mai sunt tot felul de alte lucruri, cum ar fi să zicem, conceptele, ideile care ni le-au inoculat alții. Nu sunt ale noastre, dar cineva le-a sădit acolo și din cauza asta, neconștientizându-le, nu putem să ne atingem obiectivele. Și am zis, un prim pas în atingerea obiectivelor sunt, un prim pas este să ne dăm seama ce nu ne lasă. Dacă voi vă știți deja obiectivele și idealul, este minunat. Dacă nu, ar fi bine să vă gândiți foarte bine la aspectul ăsta și vă stau la dispoziție să discutăm de ce credeți că nu se întâmplă. Fricile, în general, se nasc din lipsa informațiilor. Ne lipsesc informațiile, atunci intrăm în categoria de frica de necunoscut, care este cea mai importantă dintre frici, în sistemul social în care ne învârtim. Da? Neștiind ceea ce urmează, neștiind în ceea ce ne învârtim, neștiind contextul în care urmează să intrăm, neștiind colectivul de oameni în care urmează să lucrăm și tot felul de alte lucruri, se nasc în noi tot felul de frici. Da? Un copil, de exemplu, e frică de întuneric. De ce? Pentru că nu are idee ce se află în întuneric. Da? Dacă aprinde lumina, imediat vede că acolo e canapeaua, acolo e ușa, acolo e geamul, nu are niciun motiv de frică. Deci în momentul când a primit informații, frica dispare. Așa se întâmplă cu toate celelalte frici ale noastre sociale, să le spunem. Frica de bani, frica de a vorbi în public, frica de a arăta ridicol, care iarăși este una dintre fricile importante, frica să ne stricăm imaginea, frica de prejudecățile celorlalți. Toate astea sunt frici care se nasc în noi pentru că nu deținem toate informațiile. Și atunci, cu cât suntem mai informați, de aia se spune că informația este putere, cu atât suntem mai stăpâni pe noi. Și ce înseamnă că suntem mai stăpâni pe noi? Suntem mai informați, respectiv, fricile noastre sunt din ce în ce mai mici. Cu cât avem mai multă informație, cu atât frica se diminuează. Chiar și frica de moarte, care e considerată una dintre cele mai mari frici, intră tot la categoria frica de necunoscut, este tot din lipsa informațiilor. De ce? Că nu știm ce ne așteaptă dincolo. Și atunci ni se face frică. Dacă am ști ce este dincolo, dacă am fi experimentat asta, sau am avea încredere în cineva care ne povestește ce e dincolo, atunci nu ne-ar mai fi frică nici de moarte. Cam asta e despre ce este frica. Bun. Aici. Ați scris acolo? Ați terminat? Nu. Mai grea decât moarte e frica de moarte. Fricile voastre. Hai să luăm frici. Să discutăm de frici.
prima fică de pe foare. Care? De moarte. Deci, nu, doamnă, motivul pentru care ne e frică de moarte este că nu știu ce este dincolo. Ați încercat să aflați ce este dincolo? Da, nu poate. Pot să aflu ce este dincolo? Avem experiența emoții clinici. Poți să mergi pe experiența emoții clinici. Dar poți să experimentezi o moarte? Poți să riști cum a riscat George Ionescu. Nu că nu s-a mai întors. Și te risca așa? Te risca? Da, nu Mina Minovici. Mina Minovici se spânzura. Da. A fost un film celebru. A fost un film celebru de Flatliners. Medici. Ce? Nicolae Minovici. Rodriguez. Nicolae s-a desprezut. El a fost spânzurarea? El a făcut? Și a scris și o carte. El a scris o carte. Cum? Ați scris cartea, Ghida Sfânta Sfânturării. Uite, nu știam. Deci, există oameni care au experimentat moartea. Ați văzut moarte clinică, că aveam o spălare pe ei. Cu Julia Roberts? Da. Așa. Poate. E o formă. Dar să și citiți despre. Că sunt o grămadă de cărți scrise. Cartea tibetană a morților. În Biblie se scrie despre moarte, despre o experiență de dincolo de moarte. Dar nu poate. Păi iar lui Hristos ce este experiență dincolo de moarte. Cum s-a dus să deschide iadurile, porțile iadurile. Dante a scris despre moarte. Dar și aici. Dumitru Constantin Bufan. Uite, n-am știut. Cine a mai scris despre moarte? Vorbește despre vorbitoarea cu morți din Biblie. Nu întâlnește pe Saul. Bun! Moartea. De ce nu e frică de moarte? Doar pentru că e un metod scurt. Nu. Vă spun eu, este un program. Frică de moarte este și un program. Și indiferent cât corpul are tendință să trăiască, special pentru care acest program, altfel dacă nu avem acest program strins în noi, n-am trăit. În general, fricile sunt programe. De ce vă spun? E foarte important să înțelegeți că fricile sunt programe. Pentru că dacă înțelegeți că fricile sunt programe, o să înțelegeți și cum se șterg. Știți cum se șterg? La fel. Bun. Asta apropo. La un moment dat m-am trezit. O frică îngrozitoare. Și eu nu am paste fricile. Și întâmplarea face că noi discutăm în alții. Și la un moment dat spune cineva, au, știi ce? Știi că a scos comandorul un program pentru cei care pleacă din la distinție și că le transmite, le bagă în suflet un program frica de cea mai îngrozitoare moarte? Deci, vă spun ca să înțelegeți că frica e un program. Vă spun ca să înțelegeți că frica poate fi indusă. Și de multe ori trebuie să te întrebi în felul următor. Este frica mea? Este indusă? Și mai există frici care pot fi preluate din cuplu. Sau pot fi preluate de la părinți. Nu sunt fricile mele. Pe calea creșterii conștiinței de sine, eu trebuie să știu foarte clar să fricile mele sunt de la părinți, sunt induse. Da? Și cum asta? Nu pot să-mi dau seama. De multe ori care sunt ale mele. Dar pot să îi văd pe mine. Da? Dacă am o mamă, slavă Domnului, eu nu am, dar am văzut mame de genul ăsta care, deși acum se găsesc de toate pe viață, dar își pune așa rezerve în cămară, înseamnă clar că are o frică. Frică de a nu avea, frică de a nu muri de foame. Care rămâne la cei care fie au suferit de foame în viața asta. Fie au avut vieți în care au suferit de foame. Știți cum să scapă de frica asta? Ce imaginezi că n-ai? În regresie. În regresie te duci în viața respectivă, afli ce s-a întâmplat, cum ai murit. Poți să mor de foame.
momentul respectiv s-a fost aici oameni într-un lagăr de concentrare la doilea război mondial. Și în momentul respectiv îți dai seama că în viața asta o aduci inconștient foamea aia care ți-a rămas. Deci mulți dintre oamenii pe care îi vezi că vedeți că se îngrași au o foame care nu are niciun rând. Și o să vedeți că, în realitate, e o foame care vine din alte dimensiuni. Și au fric când nu rămâne fără aceea. Deci frica de moarte e firesc. Și e la orice animal. E un program. Un program care ne permite să supraviețuim. E un program care ne permite să mușcă sau fugi. Da? Adică lupți sau fugi. Absolut. Deci nu e Dumnezeu. De la dat, din natură. Este un program care e Dumnezeu, absolut. Da. Dar este un program normal. Adică trecerea peste frica de moarte, în mod conștient, este o dovadă de evoluție spirituală. Să întâmpli în viață. Dar este și de educație. Adică, gândiți-vă, dacii erau obișnuiți cu moartea. Da? Ei aveau o formă de, de inițiere. Țineau 7 zile de pod negru. În Romă puteți face să iar țineau cele 7 zile de post negru, erau scoși de preot din corp și se arăta lumea. Păi de nu-ți mai e frică de moarte? O vezi. Vezi morți, vezi vii, vezi ce înseamnă om, vezi ce înseamnă tot, familie, sex. Doar pe evident, pentru ei moarte era o eliberare. Din planul material. Că este o formă de plată. Post negru înseamnă fără apă, fără mâncare, dar pentru cei care iau medicamente. Gura aia de apă cu care se ia pastila. Se poate să ia cu okay. Nu exclude medicamente. Dar eu nu recomand celor care iau medicamente, mai ales medicamente de inimă sau mai știu ce să țină post. Post are nervi. Deci nu. Sau dacă ai diabet. Adică, eu am văzut cum e. Și nu e. Și mai ales dacă nu te învață nimeni și nu știi că postul negru, mă rog, face ca... Noi avem un sistem de reglare a tensiunii. Și postul negru face ca sistemul de reglare a tensiunii între poziția orizontală și poziția pe verticală să aibă un delay. Înțelegi? Și dacă te ridici brusc, leșin. Nu, leșin de dreptul. Trezești. Dar ce caut în poziția asta? Pentru că nu mai noi voi credeți că organismul are foarte frumos. Voi vă ridicați din pat, direct în picioare și n-aveți nimic. Pentru că există sistemul ăsta de reglare a tensiunii arteriale. Da? E, în post negru, sistemul ăsta capătă secunde. Deci trebuie secunde până se reglează. Și atunci, te-ai ridicat. Puf! Ai căzut. E comic, dar dacă nu dai cu capul într-un colț, tot face o bunătate. Mai departe, altceva. Ce mai vreți despre moarte? Dacă este prestabilită sau se poate negocia? Și și. Deci este prestabilită. Deci noi avem un program prestabilit. Dar se poate și renegocia. În funcție de ce? Credeți voi. De ce? Se poate suplimenta misiunea personală, corect. În funcție de ce? În funcție de cât are nevoie mai... Are Doamne, Doamne, nevoie de tine. Nu cred că are Doamne, Doamne, nevoie. Tot e, e clar că eu se descurcă să rog. Adică în funcție de... Ce mai avem noi nevoie să învățăm, să ce mai avem noi nevoie să-i ajutăm pe ceilalți. Adică misiunea personală, din când am văzut eu, să suplimentează, doar în cazul în care mai poți să înveți ceva, să-ți scopul vieții. Și dacă mai ești util celorlalți. În momentul în care ți-ai pierdut utilitatea, la revedere și fraților. Nu mai contezi foarte mult. Nu sună bine, dar e un adevăr. Altceva. Cum putem să scăpăm de frica de moarte? Mai
Cunoscând. Dar nu ai determinat. V-am spus și mai devreme. Când dai informații, devin puternic. Ai încredere în tine, știi ce urmează și atunci nu mai ți-e frică. Sau dacă ți-e frică, măcar știi cum să abordezi lucrurile respectiv și să le învingi. E un test foarte frumos. Dacă aveați toți foaie și un creion sau un pix, puteam să-l dăm acum. Este un test foarte cunoscut în psihologie, cu mai multe cuvinte, fiecare spunând ceva despre un element foarte important din viața unui om. Și nu pot să vă spun mai multe acum, pentru că iau farme cu testul. Chiar nu aveți toți foaie de hârtie și creion? Cine are foaie? Poate să ridice mâna ca să vedem foaie și pix. Pix în plus? Aveți? Deci, are toată lumea acum fix creion? E cineva care nu are să ridice mâna de lucru frumos? Deci, vă voi spune 5 cuvinte. Da? O să vă rog ca imediat după auzirea primului cuvânt să scrieți exact cum vă imaginați în acea secundă cuvântul respectiv. Da? Nu este un test de inteligență, nu este un test de memorie, de aducere aminte ce a fost în copilărie. Este un test în care trebuie să fiți foarte spontan. Da? Adică, dacă eu spun telefon, da? Închid ochii și ce îmi vine în clipa respectivă, aia te scriu. Da? Să zic că îmi vine în minte telefonul bunicii în secunda asta, nu telefonul pe care l-am. Și atunci spun vechi, aurir, cu lemn, cu... cum se chema? Rotița aia, care făcea... Da? Și îl descriu. Atât de mare, atât de mic, atâția centimetri, atât culoarea asta. Deci îl descriu în amănunțime. Da? În partea a doua a descrierii mă pun pe mine în relație cu obiectul respectiv. Da? Și mi-aduc aminte de el cum... vorbeam în copilărie cu bunica la telefon și ce bine mă simțeam. Da? Un exemplu. O altă persoană poate să răspundă. Un iPhone 5, 6, 7, nu știu, ultimul iPhone, cu care stau și scriu mesaje de dragoste cu iubita mea. Da? Altcineva poate să spună. Ce telefon, domnule? Nu există niciun telefon. N-am prins telefon. Dar eu știu ce. Deci ideea e că fiecare poate să aibă în minte o cu totul altă imagine referitor la obiectul pe care îl spun. Da? Și ca să facem un exemplu, dacă sunteți cooperanți, să zicem pix. Ce îi spune domnișoara din prima bancă? Ce îi spune despre pix? Ce îți vine instant acum? Un pix. Închide ochii. Care e pixul care îți vine? E rog și ce am scris. Și? 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 Deci fiți generoși în cuvinte. Pentru că textul e nerelevant dacă spuneți numai trei cuvinte. Ai luat un an. Un capac pintat ochi. Așa. Mare, mic. E un capac în copate și drept în cealaltă. Așa. Și al cuierul. Bun. Ce faci cu el? Adică acum pune-te în relație cu pixul. Ce-i cu pixul ăsta? Așa, și? Poți să-l iei să-l scrii cu el, da? Și faci asta? Hai să vedem altcineva. Spun cu el. Poftim. Eu? Spuneți. Ce vă vine în minte când spuneți cu el? Îmi vine în minte o roată de căruță. Așa. Pe care atârnam într-un grajd vechi, care nu era al meu, adică al nostru. Da. Erau foarte multe genți, unele pline, unele goale, genți de culoarea pielii. Roata de căruță era tocită, o dădeam jos și ne jucam cu ea și ne bucuram foarte tare când se rostogolea. Ne perfect. Și leveam, dar... Cam asta așteptam. A înțeles toată lumea? Da? Deci o să zic 5 cuvinte pe rând și o să vă rog să scrieți cât v-
mai multe cuvinte despre lucrul respectiv și să vă puneți în relație cu acel obiect, da? Cu cât sunteți mai vaci, cu atât o să vă pară rău la sfârșit când vom vedea interpretat, da? Și puneți subiect și predicat, să aveți verbe, multe. Nu, roșu, albastru, punct, da? Am un pix roșu, eu am un pix roșu, da? Ok? S-a înțeles toată lumea? E cineva care n-a înțeles? Ok. Primul cuvânt, pădure. Dacă e cineva care știe testul, îi rog să nu divulge. Deci fiți generoși, descrieți în amănunțim cum e pădure. Când aveți idei, închideți ochii și imaginați-vă. Imaginați-vă în pădure. Unde sunteți, cum sunteți, ce vedeți. Domnul Haim, faci testul? Nu. Ți-e frică? Da. Dar de ce nu vrei să afli lucruri despre tine? Îmi place să le ascult. Păi nu, dar trebuie să scrii ca să le ascult. Nu, deci dacă nu-l faci, n-ai cum să afli. Haideți, domnul Haim. Vă rugăm, domnul Haim. Dacă știi că vrei să afli lucruri despre tine. Nu vrei, nu mai vrei. Chiar așa, ți-e urât de... Dacă toți sunteți în zonă, profita. La maxim. N-ai pic? Eu am... Dar e cariu? Da, oricum, ție nu trebuie, nu... Are cineva ai pix? Hai, uite aici un pix. Haideți, domnul Hari. Mișcare. Nu-mi stricați camera. Și te rog să-i faci și lui domnul Bogdan. N-ajunge acasă. Imaginați pădurea și vă vedeți cu pădurea ce face. Da? Vă puneți în relație cu pădurea. Închisul ochilor vă ajută foarte mult să fiți spontani. Este pentru voi, nu îmi spuneți mie nimic, decât cine vrea neapărat să afle, curios, dar altfel nu vă trădați cu nimic, deci scrieți și o să vă dați seama singuri acasă. Așa că fiți sinceri 100%.
Și scrieți pe hârtie? În linii mari, da. Mai în detaliu. Mai în detaliu? Da. E o poveste întreagă. Mă rog. Ai ideea. Când faci povestea mai mare, cu atât este mai... are acuratețea mai mare de scrie. Ai ideea. Cel mai bun test care s-a făcut odată, pentru că vine din subconștient. Față de celelalte teste care, să spunem, circulă pe piață, care accesează conștientul, acest test accesează subconștient. De asta este păcat să nu faceți și să nu scrieți ce vă vine. Haideți și ceilalți mai de pe jur. Iar dacă vă veți hotărâ să dați testul și altora, să nu puneți întrebări, pentru că întrebările influențează. Da? Lăsați omul să spună exact ce vine în minte. Cine a terminat să ridice mâna, vă rog frumos? Despre apă aveți mai multe descrieri. Thank you.
Imaginați-vă că trebuie să treceți pe partea cealaltă a apei. Ce faceți? Cum treceți? Indiferent cum ați văzut apa, cine a scris deja e ok, cine n-a scris, să scrie și partea asta, da? Trebuie să ajungeți pe partea cealaltă. Ce faci? Le-am dat două? Nu. Da, dacă nu rezonează, cum să scrie? Termina cu cheia.
Dacă voi conștientizați la sfârșitul acestui seminar una sau două din fricile voastre, eu mă declar mulțumit. Aduceți în conștient. Pentru că timpul va strica nici o conștientizare. După ce terminați cupa, da, vă imaginați că în pădure se lasă puțin seara, undeva în depărtare vedeți o luminiță, vă imaginați că este o casă, ce faceți? Da? Deci următorul cuvânt ar fi... Casă. Casă. Luminița din depărtarea unei case. Da? Ce faceți voi cu casa asta? Sunt convins că îmi dai, dar tu! Sigur, 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 că am spus. Așa. Eu sunt convins. Restul a acolo. Modalitatea
de a trece peste ea, reprezintă obstacole. Și asta conține frica de necunoscut. Da? Da? Cheia înseamnă artă, și o să vorbim despre fiecare parte. Cupa înseamnă dragoste. Și casa înseamnă moarte. Dar interpretarea e interesantă. Ne e frică de viață, ne e frică de obstacole, probleme, ne e frică de felul în care ne manifestăm, ne exprimăm pe noi înșine, și asta se face prin artă, ne e frică de dragoste, ne e frică de iubire, ne e frică de sex, ne e frică de orgasm. Și ne e frică de moarte. Da? Și acum, în funcție de ce a scris la asta, ați scos din subconștientul vostru ce e mai important la capitolele fundamentale ale vieții. Da? Și atunci ne putem da seama cum priviți lucrurile. Aveți frici legate de aceste subiecte sau nu? Este cineva care se oferă voluntar ca să aibă un exemplu toată lumea? Da? Ok. Bun, cine a ridicat? Prima doamnă. Da. Așa. Să facem un exemplu de interpretare. Să vă ajute și pe voi să vă interpretați singuri. Dacă vreți, vă pot sta la dispoziție și separat, pentru cine are întrebări. Da? Dar să vedem și să analizăm dacă putem vorbi despre frici sau nu. Da? Mă rog. Pădurea. Da. Este foarte verde. Copacii sunt înalți cu coroane rotunde. Cărări vătătorite, miroase a iarbă umedă, culeg flori galbene, alerg în picioarele goale, văd mulți chițorani intrând în scorburile lor, se aud păsări, dar nu le văd. Pădurea miroase a ploaie, se văd raze de soare care ne încălzesc fețele, că suntem mai mulți. Ridic ochii și încad picături de rouă. Cineva mă aleargă, intrăm într-un joc vesel, ne apropiem de o căsuță pe marginea unui pârâu, lângă căsuță stă un urs. Îl îmbrățișez cu dragoste, îi chem pe ceilalți să se apropie fără frică. Între timp se înnoptează, apar stele, facem foc de tabără, cântăm la chitară, adormim pe iarbă, se aud râsete de copii în jurul nostru. Ce credeți? Doamna este optimistă sau pesimistă? Optimistă. Asta este primul lucru pe care îl vedem, da? Într-o descriere a unui, oricărui fel de om, da? Deci doamna este o persoană optimistă. Este o persoană care este foarte tânără în spiritul ei. De unde se vede asta? De la culori. Culorile care sunt, în care este descrisă pădurea, spun ceva despre vârsta sau ceea ce contează pentru noi în viață, da? Pădurea doamnei este verde, deci asta înseamnă că ea are încă un spirit tânăr și vede lumea vie și colorată și frumoasă. Da? După care, am mai spus de sunete. E adevărat? Da. Da? Asta ce înseamnă? Că pentru ea este o persoană în care memoria auditivă și sunetele contează foarte mult. Da? Alții se bazează mai mult pe vizual, alții se bazează mai mult pe simțuri, pe pipăit, alții pe alte... Doamna se bazează clar pe sunete. Deci sunetele sunt importante pentru ea. N-am înțeles cine intră în scorbură? Șobolani din aceia micuți. Chițorani. Sunt drăguți sau nedrăguți? Da, 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 foarte prietenoși. Aha, ok. Asta înseamnă că sunteți foarte atentă la detalii și sunteți jucăușă și copilăroasă, ca și fire. Da? Și în viață, abordați viața într-un sistem jucăuș-copilăros. Da? Da. Mai departe. Nu mai mi-aduc aminte exact ce ați spus, mi-aduceți aminte? Sâmbătătorită. Cărările sâmbătătorită. Ce credeți că înseamnă asta? Siguranță. Experiența de viață. Că siguranță. Aveți nevoie de siguranță. Deci nu vă place să mergeți prea mult în necunoscut. Deci aici ne dăm seama de o frică, da? Aveți nevoie ca drumul pe care îl parcurgeți să fie verificat de alții înainte. Nu să vă lansați. Adică nu sunteți, de exemplu, o persoană care riscă viața. Da? Teama de necunoscut apare aici. Da? Da. Ok. Iar v-am spus. N-ați spus.
zis? Am spus că miroase a ploaie, da, e umedă și exact miroase ca iarba proaspăt cosită, asta am vrut să spun, da. Ok, deci atunci pe lângă sunet e important și mirosul. Deci simțurile pe care vă bazați în viață, care sunt importante pentru dumneavoastră, sunt auzul și miros. Da, da? Mai puțin vizual. Da. Au fost schimbări în viața dumneavoastră? Foarte mari. Aia înseamnă iarba proaspăt cosită. Foarte mari. Da. Asta înseamnă că ai curățat de trecut. Ce ați mai spus? În final, după asta piață? Ajung la o cabană, stă un urs, îl îmbrățișez cu dragoste, îi chem pe ceilalți să se apropie fără frică. Între timp se înoptează, apar stele, foc de tabără, cântece, râsete de copii. Aveți copii? Da, și aici am o mare frică. Deci asta înseamnă că sunt foarte importanți pentru dumneavoastră copiii, da? Că vreți să-i faceți fericiți și asta să nu vi se pare că spun ceva care e valabil pentru orice ne e mamă. Felul în care vedem copiii, felul în care mamele își văd copiii, sunt total diferite, da? Doamna este spiritul jucăuș, în care vrea să învețe pe copii sau să-i educe prin joacă, nu prin o educație severă. Vrea să le ofere ceva care să-i distreze, să spunem așa, să nu ia lucrurile prea în serios. Și ea însăși, ca mamă, nu se ia foarte tare în serios. Nu înseamnă că este superficial. Da, nu, este foarte bine ce spune. Da? Asta înțeles, este da. Abordat. Doamna e camară, da, da, da. E loc, e plec de joc. Așa e? Da. Și aveți nevoie de oaza dumneavoastră de liniște și de siguranță și tot ce este, tot ce intră în arealul acestei zone a dumneavoastră de siguranță, o verificați înainte și dacă totul este în regulă, deschideți drumul și pentru ceilalți. Da. Este adevărat? Da, așa este. Okay. Frica mea cea mai mare se leagă, nu știu de unde, uneori este patologică. Mi-e teamă tot timpul să nu-i se întâmple ceva rău. Copilul? Da. Adică sunt... foarte multe zile în care am vise foarte urâte în legătură cu asta, apar și dispar, încerc să lucrez cu ele, dar mi-e destul de greu. Okay. Dar ați înțeles de unde vin? Nu. Okay. O să vorbim despre asta. Ca să rămânem încă la test și să terminăm cu testul, da? Deci, v-ați dat seama că cunoști pe un om sau nu cunoști, prin acest test poți să-ți dai seama de niște lucruri care sunt fundamentale în el, da? Haideți mai departe, la apă. Apa a spus că înseamnă obstacole, piedici, confruntări, conflicte. Este un râu de munte rece, se aude susurul, intru cu picioarele, mi-e foarte... Un izvor? Da, da. Un izvor, deci mic, da? Da. Ok. Intru cu picioarele în el, dar mi-e foarte frig. Ies, simt nevoia să beau apă, beau apă din căușul mâinilor și apoi îl sar. Pur și simplu. Da. Da. Ați terminat? Da. Bun. Asta ce înseamnă? Că vedeți obstacolele ca fiind mici. Deci nu aveți în viață probleme mari. Pe de altă parte, vă simțiți capabilă să le treceți cu ușurință. Adică nu aveți nevoie de ajutor de la alte persoane, nu aveți nevoie de mijloace speciale, ci în fața unui obstacol nu stați prea mult să vă gândiți. Treceți și gata. Îl dați piept cu el și gata. Că nu vă place, asta e altceva. Că ați spus că intrați cu picioarele și e rece, dar asta nu vă place. Ați avut un sentiment negativ, da? Deci nu e cu bucurie, dar este fără să clipiți. Adică aveți ceva de rezolvat, treceți la acțiune fără prea multe gânduri, fără prea multe planuri, fără sprijin exterior și doar faceți, pur și simplu, acționați. Da? Așa este? Da. Ok. Mai departe. Cheia. Cheia. Cheia este art. Este de mărimea unei palme, seamănă foarte mult ca o cheie pentru a unei uși de palat, cu foarte multe modele sofisticate. Are, decorațiuni, da? Da. Are culoarea pământului, nu este grea, este un buzunar destul de ușor, o iau, mă uit în jur și plec. Cum adică are culoarea pământului? Nu e din metal? Nu. Nu. Atunci din ce e? Un lemn mai greu. Lemn. Da, un lemn de culoarea pământului. Da. Asta înseamnă că arta, în general, toată lumea o să răspundă la cheie, că vede o cheie mai nouă sau mai veche. Dacă cheia este mai veche, înseamnă că arta pentru cei care au răspuns astfel
este arta vechilor maestri, adică Leonardo da Vinci, Renașterea, Ecumeniu. Dacă este o cheie mai nouă, înseamnă că suntem dispuși să vedem arta și în lucrurile mai moderne, adică într-un design de mașină, într-un design interior al unei locuințe, în fashion, în modă și așa mai departe. Da? Deci când vedem o cheie ca de palat, o cheie veche, cu multe ornamente, înseamnă că arta pentru noi este arta aceea, care a fost făcută cu multă învățătură, să spun așa. Da? Acum, că doamna a spus că este de lemn, asta înseamnă că totuși are o viziune particulară asupra artei. Pentru că dacă spunea că e de metal, era arta pe care toată lumea și-o imaginează într-un singur fel. Faptul că a spus că e de lemn, s-ar putea să admire și lucruri care sunt făcute din lemn. Să vă placă sculptura din lemn, să vă placă niște bârne ale unor case, să vă placă, nu știu, este adevărat? Da, îmi plac casele țărănești foarte mult. Cele okay. Cu prispă și... Da. Bun. Cupa are două toarte. Este din pământ, vină cu apă rece de izvor, beau și merg mai departe. Mă răzgândesc și mă întorc după ea. Ce de bună acolo, dar totuși, dar... Și totuși. Și totuși. Și foarte multă lume nu se atinge de cupă. Pentru că toată lumea, nu toată lumea, multă lume are frică de iubire. Crede că nu merită. Doamna a răspuns foarte natural. Ia cupa, bea din ea, fără probleme. Deci nu are nicio angoasă din punctul ăsta de vedere al relaționării cu persoana iubită. Doamna intră în iubire, dar poate să iasă la fel. Și poate să se și iubă. Ce ești? O să vă întreb ceva. Da. Dacă iei cupa cu tine în casă, înseamnă că vrei dragostea aia, o iei, știi ce vrei, o iei cu tine și... Și da, dincolo de mărturii. Bun. Ați descris-o simplă, nu? Da. N-ați spus brizbizul, pietre, aur, nu. De pământ, da? La el e de aur. La voastră relația, dragostea e destul de clară și simplă și naturală. Da? Și dacă e cu copii diamante? Înseamnă altceva. Imediat o să spun. Altceva? Casă, atât, la cupă. La cupă, da? Casa. Găsesc o casă cu prispă, merg, deschid dușa, șterg praful, aprind focul, pun un ceai și aștept să vină și ceilalți. Ne pregătește locul. Da, înseamnă că ești la intermergător și te duci. Dar e de bine, pentru că e în pace. Deci nu aveți frică asta. Da. Sunteți liniștită, știți ce vă așteaptă, sau în orice caz vă imaginați, aveți liniștea că nu sunteți chiar pe un teren minat. Da? Și mai mult decât atât, puteți să-i ajutați și pe ceilalți. Doamna e obișnuită cu moarte. Că e soldat. E o meserie. Da. Mi se pare că testul a fost exact cu ce da, perfect. 100%. Un pic la, la obstacole. Așa. Adică am nevoie de ajutorul celorlalți. Dar cereți? Nu, îmi vine pur și simplu. Exact asta am spus și da. Eu. Nu gândiți, nu cer, dar am... Nu, ți se pare că ai nevoie de ajutorul celorlalți, dar nu ai nevoie. Dacă aveai nevoie, aveai nevoie de cineva care să te ajute să sari. Dar tu nu ai nevoie. Tu crezi că ai nevoie la nivel conștient. Dar la nivel de sine faci simplu. Mi s-a întâmplat. În decembrie mi-am descoperit o tumoră cerebrală. A fost o săptămână între a mă hotărâ să o operez sau nu. Fără să stau prea mult pe gânduri de ce s-ar putea întâmpla după. Și ai sărit peste. Și am sărit peste, da. Fără să întreb pe nimeni. Da, cam așa. Da. Deci modul tău de a acționa este ca acolo. Nu e cum crezi. Tu ai, n-ai nevoie. Uite-ți mai chestia asta, acum avem nevoie de ajutorul celorlalți. Toată vine din exterior. Dacă ai făcut așa, înseamnă că în realitate nu ai. Și ești obișnuit să te descurci singur. Da. Dacă am scris că este o casă de țară care eu bat la ușă că vreau să cumpăr miere și anume cițea. Pentru tine moartea e așa, pentru ea măzat. Facem doar trei exemple astăzi, ca să mai avem timp să vorbim și despre teoretic despre clici, da?
Și facem doar 3 deci exemple. Deci nu mă așteptam să fie atâtea. Nu mă așteptam să fie mult. Mai multe? Mult. Nu sunt. Dar probabil că sunt general, o să ne uităm în ea. Deci să mai avem 2 persoane. Cine vrea? Hai să luăm un domn. Și după aia încă o doamnă și restul mai vorbim separat, dacă doriți. Și o să încerc să vă mai zic niște reguli ca să vă ajutați să vă interpretați singur. Da? Sunt la pădure, da? Mă plimb cu tatăl meu prin ea, sunt atent la vipere, eu am făcut o chestie foarte clară. O să te întrerup de mai multe ori de data asta. O să te întreb, viperele sunt femei. Sunt prea mici pentru a-mi da seama despre sex. Nu era o întrebare, vreau să mă numesc. Pentru tine. Numai o secundă. Spuneam că o să te mai întrerup, dacă îmi permiți, ca să mai dau oamenilor în sală detalii, da? Deci e important dacă suntem singuri sau cu cineva în pădure. Dacă suntem siguri, înseamnă că noi cu noi suntem, ne suntem de ajuns și suntem și puțin mai egoiști, iar dacă suntem cu cineva, înseamnă că acel cineva care este în pădure este o persoană foarte, foarte importantă pentru noi. Da? Bun. Deci mai reluați acum. E un look tainic de frumos și natural, necălcat, neatins de sute de ani, Virgil. Aștept și merg fiind atent la trunchiurile căzute și la crecile îndreptate spre mine. E magic. Este o călătorie de neuitat. M-am simțit explorator, deși nu o studiam și o traversam împreună cu tata. Deci ce părere aveți? Cine e cea mai importantă persoană din viață? Da? Este pesimist sau optimist? Nu prea e. E optimist numai că are viperele și are trunchiurile căzute. Și atent la obstacole. Da. Și frângile sunt către el. Da? Deci asta, chiar dacă e o viziune magică și frumoasă, aparent, are, de fapt, are niște... lucruri care stau în pot. Da? Că le identifică sau nu. Ce te-ai gândit când, acum serios, când ai spus vipere, la ce te-ai gândit? Efectiv, la vipere. Eu mi-am adus aminte exact de zona Mălăiești-Băineasa, unde am traversat această pădure. Nu e un loc doar imaginativ. S-a întâmplat în viața mea și a fost efectiv ceva de neuitat. Chiar am auzit în prima oară când zânese din frunză, erau locuri nepătătărite. Totul ce am traversat a fost călcând pe trunchiuri de copaci, efectiv s-a întâmplat asta. Da. Și multe creci erau spre mine, pentru că erau copaci imensi, foarte, foarte mari. Tu trebuie să înțelegi un lucru. Chiar dacă este un loc real, faptul că el a rezonat cu tine și că ți-a rămas la nivel de subconștient, înseamnă că programele alea pe care le-ai văzut sunt, de exemplu, pădurea mea, eu am făcut destul cu pădurea, înainte să apară clipul cu smiley. Clipul lui Smiley. Și după aia m-am întâlnit cu Andrei. Zic, băi, zic, dar pădurea mea seamănă cu pădurea ta. Zic, unde e pădurea asta? Mă rog, am descoperit unde e pădurea. Adică, întotdeauna, ceea ce apare în pădurea ta acolo, are legătură cu subconștientul tău. Okay. Deci, clar, ai de rezolvat niște lucruri foarte importante. Folosești tu? Pericole, e frică, da? Deci are niște lucruri de care este teamă. Adică e teamă de lucruri necunoscute. Chiar dacă le vede și își dă seama ce sunt, el oricum trăiește o teamă. Păi eu am șopările, mie nu era teamă de el. Adică mă ducea... Care și mai e ceva. Vreau să spun ceva. Am făcut în viață. Dar devine sentimentul. Pe timp pentru mine pădurea e nebătută. Adică nestrăbătută. Virgină. Știi ce înseamnă? Tu nu prea ai experiență în lumea terestră. Și asta, apropo de tine, nu știu câte veniri ai tu aici pe Pământ. Cât de ce? De? Câte veniri ai tu aici pe Pământ. Adică nu prea ai experiență în zonă. Se poate măsura. Da, asta zic. Da, ți-am zis ca să afli, știi, la un moment dat. Pe de altă parte, măsurat sau nu, subconștientul, asta îți spune. Că testul este ce? O traducere a subconștientului tău. Și subconștientul îi spune conștientului tău, atenție, nu știu mare lucru. Viața e frumoasă, nu știu foarte mult, sunt pericole, sunt obstacole, dar nu știu nimic despre asta. E magică.
Atât. Și ești ca un aventurier, ai spus acolo ceva. Adică nu e ceva neapărat, adică să nu iei numai partea negativă, nu e ceva numai cu teama aici. Ai spus că e magic, că e frumos, că te aventurezi, adică așa e felul tău în care privești viața. Să înțelegem că tatăl tău e ghidul în viața asta ta? Probabil. Probabil că da. Nu știu, am înțeles de la un alt bioenergoterapeut, nu știu cât relevanță are, pentru o altă viață fiind barbar l-am ucis. Și pe el și pe mama. Părerea mea e că greșești. Ok. N-ai nicio legătură cu asta. Bun. Există o relație între voi, dar nu e de genul ăsta. Apa e limpede și pură. E rece, e bună de băut. O beau și îmi potolesc setea. Este foarte bine. Simt că pot bea foarte multe, din nou și din nou. E un uriaș ce coboară din munte. E vară și apa e pură. Simt că mă revigorează. Trec cu foarte multă ușurință dintr-un singur pas. E doar un uriaș și e în drum. Deci ca la doamna, nu vezi obstacole mari. Alea care sunt, îți dau foarte mare satisfacție. Adică, cu fiecare obstacol pe care treci, te simți mai bine, mai împlinit, mai liniștit. Mai întărit, da. Asta înseamnă. De fapt, pentru tine, obstacole sunt moduri de a învăța și moduri de a te transforma și a înțelege. Inclusiv oamenii, femeia, lumea, viața. Da? Viața e frumoasă. Obstacolele pentru tine sunt o școală, o lecție. Deci, care te împlinește. Deci, indiferent de obstacol, la tine, este o formă de evoluție și de împlinire. Deci, până acum, nu ai decât un pic de frică de necunoscut, dar e o frică, scuză-mă, amestecată cu adrenalină. Adică nu e frica aia numai cu, nu știu exact care e substanța chimică, nu scapă acum. Adrenalină. Nu, adrenalina e bună, în sensul că este cu adrenalină, adică cu chef de a rezolva, de a face. Pentru că e o frică care te îndeamnă la acțiune. Nu e o frică care te paralizează. În sensul ăsta, da? Există frici care ne paralizează, nu mai putem să facem nimic. Și frici care sunt la limita care ne creează dorința de a acționa. Da? Asta e la tine. Deci când fac contact cu frica, nu alerg, ci stau și lucru. Da, exact. Cheia. Da. Este de aur și este mare. E frumoasă, curată, strălucitoare. O pot apuca doar cu două mâini. Dar nu e grea. Nu-i văd utilitatea. De nici nu-i în valoare intrinsecă a aurului. Așa e, să știi. Până la mai dreptate. Deci pentru tine asta e arta vechilor maestri, ca să zic, m-am exprimat până acum. În schimb, nu ai lua-o ca să o pui pe perete. Dacă avea un Rembrandt, te duci imediat să-l evaluezi și să-l vinzi. În niciun caz nu l-ai ține în sufragerie. Ți-ai cumpăra o pădure pentru Rembrandt. Este? Și la fel. Imediat. Imediat, nu? Și eu la fel. Dar aș prefera un Picasso, că e mai scump. Mai departe. Cupa. Culmea. Cupa e tot de aur. Ca aceea campionilor de fotbal UEFA, da? E mare cât o pot ține cu două mâini. O pot folosi să o umple cu apă și o fac. E frumoasă și curată. Are postament și două toate. Am scris. Da. Ce înseamnă asta? Că pentru tine fiecare cucerire a unei femei este o victorie. Și o vezi ca o victorie. Și îți place să te lauzi cu asta. Să afle lumea. Eu cred că Eu cred că primul iubire e foarte important. Este și nu cucerirea femeilor, iubirea în sine. Iubirea în sine, da. Dar pentru el cucerirea e un act de muncă, de a face ceva, de a, ca la o competiție. Trebuie să alergi, trebuie să învingi, trebuie să înveți. Nu e așa. Aia, eu cred că pentru el iubirea e un... un scop, un țel, da, exact cum este un concurs. Alergi pentru ca la capătul campionului să primești ceva. Da. Auzi, da, ceea ce înțeleg că tine iubirea e de echipă? Ai zis că e ca și cum ai face. Numai că nu-mi place fotbalul, nu agrez neapărat, dar am pus accent pe ceea ce îmi vine prima oară în minte. Și atunci am zis să fiu sincer cu mine. Și care e problema ta? E greu să găsești femeia care să țină cu aia. E greu. Ai înțeles? Oricum, este clar din ce îți spune subconștientul tău că
că vrei să fii premiat pentru cucerirea și pentru împlinirea iubirii pe care o să o ai. Simți că meriți asta. Prin împărtășire și prin laudă. Cu partea aceea nu sunt de acord. Păi uită-te la tine. Eu nu vreau să zic cum e, dar eu spun exact ce spune subconștientul tău. Și asta spun. Că ai nevoie de iubire, că ești gata să lupți pentru ea, ești gata să alergi pentru ea și te aștepți ca la capătul acestui drum, acestei munci sau acestui efort pe care îl faci, să fii răsplătit pe măsură. Mie asta îmi spune, cupa aceasta mare și cu postament. Corect, dar răsplată aștept din partea unei singure persoane, cea pentru care am alergat, nu din partea publicului. Aici aș vrea să facem o altă temă. Răsplata trebuie să vină din cu totul altă parte și nu de la... Da, am spus în împărtășire nu prin laudă, că e un cuvânt greșit ales. Da, putem să ne gândim așa că ai spus că are două toarte. Și atunci, când cupa are două toarte, de obicei înseamnă că te aștepți ca de o parte să țină cineva și de partea cealaltă să țină altcineva. Dar asta nu înseamnă că tu n-ai să prețuiești iubirea. Pentru că atunci când cupa are și postament, înseamnă că ești gata să o poziționezi undeva sus și să o întreții, să ai grijă de ea. Și ai mai spus că pui și în ea apa, am impresia și că bei din ea. Și asta înseamnă puțin... O umpli cu apă, da? Deci ești gata să și o folosești în sensul cel mai bun. Da? Dar ai de alergat. Adică... așa crezi tu. Nu e că e adevărat sau greșit sau... Da? Tu așa crezi. Deci în subconștientul tău sau undeva în tine este că se câștigă prin lupta asta. Bine. Prin la efort. Nivel de subconștient trebuie să vă spun că sunt și programe despre viitor. Adică subconștientul ăsta, prin acești termeni, pot să vă dea date și despre cum va fi viața voastră. Adică, ceea ce vreau să spun este că va trebui să muncești pentru iubirea aia. Și că o ai. Deci că ai cupa, că e în tine, că ai subconștient. Înseamnă că ai și persoana cu care să o împarți. Dar, fiind cupa campionilor, va trebui să lupți. Și ai și așteptări mari. Bine, merită. Aia merită. Clar. De aia e cupa campionilor. Nu, eu știu de ce spun, că și eu am avut o cupă așa. Nu așa mare ca ta, când m-am uitat. Dar mai mică. Dar dorința este aceea, știi? Bun. Hai departe. Ultima? Da. Casa cu lumința îndepărtare. Mă duc sigur spre ea. Vreau să o văd. Dacă îmi place, voi bate la ușă și să mi se deschidă. Trebuie să o analizez întâi și o fac. Aș vrea să intru și să mă odihnesc. Eventual să mănânc ceva bun și să vorbesc cu cei din nou. Asta ce înseamnă? Nu-ți e frică de moarte? Vrei să afli despre moarte? Vrei să te documentezi, să analizezi, să știi despre ce e vorba înainte de a trece la drumul ăsta? Și odată a ajuns acolo, ești oarecum un păcat. Da? Înțelegere cu lumea de timp. Deci ce frici poți să zici că ai? Din ce concluzii tragi din testul ăsta? Am altele. Nu are și frica de moarte, pentru că atât timpul vrea să cerceteze înainte să ajungă acolo, înseamnă că nu știe cum are e cu moartea. Are nevoie de informații. Da. Nu are frica de a iubi. Nu are frica de viață. Nu are frica de obstacole. Ce frici mai? Aici spuneam... Asta nu e pe partea lui. Deci de viață, de moarte și... E un pic de frică de efort. Eu așa am zis. Percep. Da. Da. Nu de nou, mai degrabă. Nu de efort, că trebuie că se iubă. Frică de efort. De necunoscut. Că nu cunoaște viața asta. Dar e dispus să analizeze, să afle și... Am zis la călătoria de neuitat că în pădure, că m-am simțit explorator, deși nu o studiam, ci o traversam. Da. Bun. Deci nu e întotdeauna cu analiză. Mai ai și lucruri care îți vin așa. Da? Dar de obicei are nu. Altcineva, o doamnă. Hai. Îmi pare rău. Hai. Da. A fost printre prima care a ridicat mâinile când am întrebat ales, ca să știți că nu e... numai aleator. Da. Eu sunt într-o pădure verde prăjată de razele soarelui. E o pădure de munte, între vârful muntelui. Pădurea este un parcurs către vârf. Iubesc pădurea și calitatea din munte pe care îmi rău și urmința pe care îmi respir. Urcuș
și mă eliberează de temeri de acumulările negative. Merg prin pădure, spre bun, parcă mă duce la o întâlnire cu Dumnezeu. Foarte frumos. Gata? E optimistă sau pesimistă? Optimist. Era pe Dumnezeu de soare. Când v-ați emoționat, a fost o emoție pozitivă sau negativă? V-a fost cu frică sau cu emoția că... Nu, se tot timpul la mult. Cu ce fel de emoții? Cu emoția că pe munte mă eliberează, mă. Dacă nu sunt vârf, sunt mai bună decât mai. Dar ce emoție e pe drumul ăsta? E o emoție... De eliberare. Deci de bine. Da, dacă există o eliberare, înseamnă că există și ceva negativ. Pentru că nu poți să te eliberezi de ceva pozitiv. Și atunci, pentru tine viața este o formă prin care te eliberezi de tot ceea ce este negativ în tine, ca să te duci către Dumnezeu. Adică pentru tine viața reprezintă o modalitate de evoluție și de plată și de curățare și de aer. Pentru tine viața reprezintă, de fapt, o greutate. De ce? Pentru că viața ta, ca pădure, nu este în planul inventat. Este un urcare. Presupune efort. Asta presupune trudă. Da, e frumos muntele. Bă, dar urci pe munte. Ai înțeles? Dar urci și lași în spate povei. Deci le ai. Înțelegi? Vreau să spun. Deci tu consideri, la nivel interior, că ai niște probleme pe care calea ta către Dumnezeu le lași în spate. Nu, e corect. Doamne ajută. Dar ideea este să știi că sunt. Că în sens, că până la urmă e pozitivă, că e în urcare, că nu te duci în groapa Mariană. Înțelegi? Dar, că sunt povei, că aia le lași. Apa mea este un izvor în loc de munte. Urcușul meu se face pe lângă acest lucru. Este un loc, îl văd curat, dar cu toate repesi, cu curat. Atunci sunt atât de grijă, să mă deci, încă o dată întărește ce a spus Dragoș, din ce ai spus acum. Capa ta e pe, drumul tău e pe lângă apă, deci pe lângă obstacole. Ai obstacole la tot pasul. Sunt învolburate, sunt neclare, deci nu știi ce să faci, își grijuiește mătoare. Da? Deci ți-e teamă de obstacole, ți-e teamă în drumul ăsta către Dumnezeu, ai niște temeri clare, pe care trebuie să le rezolvi. Da, așa. Zabida, trebuie să spun o cheie veche. Dar cum ai trecut apana în reținut? L-am trecut cu grijă. Grijă, dar cum? Cu picioare. Prin apă? Da. Ai trecut prin apă. Și cât de lată e apă? Câți pași ai trecut prin apa asta? Ce înseamnă că ai trecut? Nu foarte. Cât? Închide ochii acum. Deci, destul de mult, da? Nu e, ai zis un pârâu, dar de fapt pârâul tău nu e prea pârâu. E destul de mult. Dar aici a scris odată pârâul, odată rău. Da. Deci, sunt în viața ta, e un parcurs în care odată sunt mai micuți, odată mai mari, odată mai clar, odată mai puțin clar, da? Și de fiecare dată treci, deci învinge obstacolul respectiv, dar nu relaxat, nu cu bucurie, nu cu satisfacție, pur și simplu cu grijă, cu teamă, da? Ok. Mai găsesc o cheie veche, adică de un multe necunoscut de mie, de dimensiunea ta. Este cheia de la partea strămoșilor. Ok. Cupa mea este și ea veche. Arta pentru tine este tot. E importantă de unde vii. Adică dacă tu ți-ai atârnat un tablou în camera ta, să spunem, ai prefera să aibă și o valoare emoțională. Adică să fie ceva care îți spune ceva de familia ta, de neamul tău, de țara ta, depinde ce valoare ai. Da? Asta înseamnă ce ai spus la cheie. Cupa mea este și ea veche, este dublu metal, nu-mi dau seama, cu pisa baramă, un lucru prețios.
să o admir și mă întreb cui a aparținut. Am sentimentul clar că nu este a mea, că e ceva ce trebuie să rămână a cineva. Ia spune Silvia. Hai, curaj. Deci ți-e frică de dragoste. Da? Ți se pare că nu merită altcuiva. Asta trebuie să o rezolvi. Se pare că nu merită. Se pare că nu este dragostea ta. Se pare că iubirea e ceva vechi, nu e actual. E ceva care nu merită. Și în concepția ta, iubirea nu merită. Și nu e ta. Și nu e pentru tine. Adică dacă fugi de relații. Dacă îmi permis să-ți dau un sfat, nu e cazul aici, dar așa, în momentul când rezolve asta, dacă e ceva de rezolvat, să încep cu asta. Și o să vezi cum râul ăla, cum se face din ce în ce mai mic și mai ușor, și cum poți să sar pe partea cealaltă și cum drumul de la munte se face mai orizontală și totul e frumos. Întrebare. Poți să pun o întrebare? Ești ca știm practicant? Da, sunt practicant, dar crești. Deci ești ortodox, ortodoxă? Ți-i postul? Da, așa, nu știu, doamne. Deci, astea sunt caracteristice tipice creștinilor practicanți sau creștinilor de altă dată, știi? Care consideră iubirea un deci, înseamnă că te duci la ea și intri în ea? Da. Ok. Deci nu ți-e frică de moarte. Crezi că te așteaptă acolo ceva? Da, are frică de greșit. Da? Deci în momentul în care spui că tu mergi pe lângă rău, tu traversezi și ai grijă, înseamnă că ți-e frică să nu alunești. Asta înseamnă grijă față de tine. Adică frică de păcat. Frică de a nu greși. Înțeles? Tu știi, acolo e moartea, acolo e Dumnezeu. Ai înțeles? Dar pe calea ta către Dumnezeu, ți-e frică să nu alunești. Asta e frica de păcat. Ai înțeles ce vă spun? Care e specifică, tot așa, nostru, creștină. Și la cât de ajută te crezi? Da, dar să știi că tu să îngăduiești să greșești, tocmai ca să scapi de frica asta. Știi? Că Dumnezeu e înțelept. Și problema, să știi că în pilda fariseului, problema nu este să fii drept. Fariseu. Să fie ca vamișul. Înțelegi? Mai nasol e fariseism. Și dacă îți place să stai în apă, toată lumea a zis că sarea apa pe lângă. Mie îmi place, adică mă văd înăuntru tot timpul și trec pe sub, nu sar. Nu te-ai influențat de sub. Scuba. Dar chiar dacă aș fi influențat-o, a rezonat cu asta. Deci nu are de ce să subă. Nu are de ce. Adică eu mă simt acolo ca în burta mamei, în apă. Da, exact. Ești o luptătoare. Și îți place lupta. Adică nu sunt masochistă, îmi place de ochii. Îți place să lupți cu viața, cu obstacolele. În apă e drept în barcă, așa te înțeleg. Direct. În apă trebuie? În barcă. În barcă. Percepe apa drept în barcă. Înseamnă că îți asumi mijloace cu care să treci obstacolele. Deci înainte de a... În momentul când ai un obstacol în viață, găsești mijlocul prin care poți să-l depășești. Da? Cauți un mijloc, îl găsești și îl folosești. Da? Vreau să vă spun ceva despre grijă. Grija, aparent, e o chestie bună. Da? Avem grijă de noi, avem grijă de ceilalți. Dar de la grijă la îngrijorare e un pas extrem de mic. Da? Și atunci această grijă pe care o avem față de noi ar trebui, din punct de vedere al comunicării, să nu exprimăm prin cuvântul grijă. Ci prin orice alt cuvânt care ne conduce tot la același sens. Dar niciun caz grijă. Da? Putem să punem acțiunea în direct. Nu am grijă să fiu... Eu știu ce să zic. Să dăm un exemplu la femei, să-mi fac unghiile, ci pur și simplu îmi fac unghiile. Nu mai fac și cuvântul grijă.
Pentru că grija asta e un cuvânt care naște în noi îngrijorare. Și de la îngrijorare e iarăși un pas foarte mic să ajungem la frici. Da? Că e un cuvânt care are conotații negative. Și e important să învățați să nu mai folosiți cuvinte conotații negative. Dar ce frazele? Primul da. Deci expresia ai grijă de tine nu e chiar. Nu. Dacă vreți să pot să vă dau acum câteva exemple de cuvinte pe care nu vi le recomand. Sunt cuvinte care nu neapărat nasc grijă, dar sunt cuvinte care contribuie la nerealizarea unor obiective. Da? De exemplu, cuvintele drastice. Trebuie, niciodată, nimic, obligatoriu, strict necesar. Da? Eu vă propun chiar să vi le scrieți dacă vreți sau vreți unde. Pentru că dacă vă veți schimba vocabularul, vi se va schimba, de fapt, modul de gândire. E drumul cel mai ușor de parcurs pentru a ne schimba vocabularul. Pentru a ne schimba mentalitatea, programele care sunt înscrise în mintea noastră. Deci nu putem să le schimbăm dintr-o dată. E destul de complicat să ne accesăm subconștientul sau gândirea. Și atunci, dacă schimbăm felul în care vorbim, ne schimbăm, de fapt, felul în care gândim. Da? Lucrurile pornesc de aici. Din emoție, da? Unde e cel mai greu să umblăm, pentru că emoția ne domină, da? După aceea traducem emoția în mintea noastră, prin gânduri, da? Și de la gânduri, prin vorbe. Și drumul e mai lung, ca să ne oprim aici. Și atunci, pentru că nu putem acționa la nivel de emoție, acționăm la nivel de cuvânt. Schimbându-ne felul de a vorbi, ne schimbăm felul de a gândi. Schimbându-ne felul de a gândi, începem să ne controlăm emoțiile. Da? Ăsta este un drum, o bucățică din drumul până la să ne transformăm chiar felul nostru de a fi și întreaga noastră viață. Da? V-am zis doar prima parte. Da? Și atunci, schimbându-ne felul de a vorbi și folosind niște cuvinte potrivite, ne scădem șansele de a fi dominați de frici foarte mult. Da? Și un exemplu pe care l-am dat este cel de cuvinte drastice. Da? Frica cea mai mare, sau una din toată lumea le spune, că dar în topul listelor fricilor, de obicei trecută frica de libertate. Privarea de libertate. Da? Când vorbim într-un anumit fel, subconștientul nostru resimte acea exprimare ca un atac la libertate. Da? Și atunci, dacă eu spun cuiva trebuie să faci aia, persoana respectivă ce simte? Că a fost atacată în valoarea cea mai de preț a unui om. În libertate. Și atunci, din frica de a nu-i fi atacată această libertate, reacționează. Da? Și cum reacționează? Ori n-ascultă, ori vă dă o replică, ori nu-i pasă de ce spuneți. Fiecare are un sistem de protecție. Spun că nu faci. Da. Cum i-ar fi să-i spuneți copilului, cine are copii, trebuie să-ți faci lecțiile. Ce înțelege copilul? Cine are copii din sală? A spus vreodată, trebuie să-ți faci lecțiile și copilul chiar a făcut? În bucurie, imediat s-a dus și s-a apucat de treabă? Nu. Da? De ce? Pentru că a simțit ca un atac. Trebuie să o ascund pe mama. De ce trebuie? Nu știu. Și asta se răsfrânge până mai târziu, când ne simțim sclavi. Trebuie să-i ascultăm pe ceilalți. Pe ceilalți mai mari ca noi. Mai mari în grad, mai mari în funcție, mai mari în ceva. Da? Și atunci. Deci cuvinte care atacă libertatea omului și fac să crească frica de libertate sunt cele drastice. Niciodată, nimic, întotdeauna, obligatoriu, strict, și cel mai des întâlnit este cuvântul trebuie. Dacă vă ascultați chiar pe voi înșine sau îi ascultați pe alții, o să vedeți cât de des se folosește acest cuvânt. Și să fiți atenți și la ce simțiți când cineva vă spune trebuie. Dacă vă place sau nu vă place. Și o să vedeți că nu prea vă place. Un alt cuvânt este dacă. Poate părea ciudat. Ce-mi face mie cuvântul dacă? Da? Dacă este o condiționare, orice tip de condiționare o înregistrez tot ca pe un atac la libertate. Da? Deci frica mea de a nu fi păstrată libertatea, în clipa aia este atacată. Și revin tot la exemplu cu copilul. Dacă îți faci lecțiile, ieși afară. Ce înțelege copilul? Că depinde de dumneavoastră.
da? Dacă își face lecție, numai atunci, numai în acest caz iese afară. Altfel n-are voie să iasă. Pe când dacă noi folosim un loc de cuvântul dacă, cuvântul când, atunci omul nu mai simte ca un atac la libertatea lui. Pentru că este când îți faci lecțiile, ieși afară. Deci el are libertatea să aleagă în cât timp își va termina lecțiile, respectiv în cât timp va ieși afară. Da? V-a dat exemplu cu copil, dar se poate în orice altă situație. Între șef și subaltern, între colegi și așa mai departe. Da? Putem deci să vorbim dacă cu cuvântul când. O altă formă de opțional, da? De a condiționa omul. Cer scuze că vă întrerup. Da? Am impresia că plec de aici la fel de lămurită cum am venit. Aș dori să discutăm strict și despre fricile pe care le-am scris noi. Ok. Bine. Cât e ceasul? Hai să terminăm cu lista de cuvinte. Okay. Să fie foarte important. Deci, dincolo de frici, e bine să învățați, să folosiți cuvintele. Cuvintele vă schimbă gândirea. Gândirea vă ajută să vă conștientizați fricile. Da? Deci, prima oară îți creezi organul care te ajută să îți rezolvi problemele. Nu încep cu rezolvarea problemelor, că nu se poate. Ai înțeles? Ok. Bun. Eu vă garantez că dacă vă veți schimba vocabularul, frica pe care o resimțiți acum față de ce li s-ar putea întâmpla copiilor dumneavoastră, se va reduce 80%. Cum se percepe cuvântul încerc? Încerc? La fel ca orice cuvânt de potențialitate și nu de finalitate. Adică, încerc să fac lucrul ăla. Îl fac sau nu-l fac? Încerc să mă trezesc dimineața. Oare mă voi trezi sau nu? Da, ce părere aveți? Și pe ce mai care arătați-l. Dar cred cum este cuvântul a putea sau a vrea. Da? Eu fac sau nu fac? Pot să fac? Da, pot. Și fac? Puteți să-mi spuneți cât e ceasul? Da, pot. Dar și vă spun? Poate da, poate nu. Da? Vreau să aflu nu știu ce. Vreau, dar aflu, da? Deci sunt cuvinte care nu mă conduc la rezultate. Da? Bun. Deci spuneam despre ultimul cuvânt pe care vi l-am dat, a fost cel de condiționat, de a condiționa. Deci un atac la libertate. Da? O altă condiționare este însuși modul verbal, condițional optativ. Aș face. Da? Care se leagă de încerc și alte cuvinte de genul ăsta. Aș face. Da? Deci aș face, dar de fapt nu fac. Tot ce aș nu este un cuvânt pozitiv. Aș face, aș vrea. Da? Viitorul, iarăși, nu este deloc constructiv. O să fac. Când? La anul și la mulți ani. Da? La oamenii care nu prea finalizează, am auzit de multe ori, dacă nu intervine ceva. Și? Asta credeți că va interveni? Sigur. Nu mai spartea să intervină. Ok. Bun. Poate facem un seminar strict pe regulile de comunicare legate de cuvinte constructive. Acum să ne întoarcem la dorința doamnei, la fricile pe care. Da? Da. Deci avem așa. De moarte, de a fi părăsit, de a avea, de a nu avea bani, de necunoscut, de a nu exista. De a nu exista? Da. De boli cu transmitere sexuală, incurabile, de înălțime, de izolare, de judecata celorlalți, de a nu avea copii, de cancer, de cutremur, pierderea persoanelor dragi, copii, familie, întuneric, insecte, necunoscut, pădure, frică de avion, frică de bătrânețe, frică de a nu te descurca bine în anumite situații, frica de a fi fericit, frica de eșec, frica de orbire, frica de a nu da faliment, de a nu putea plăti salariile angajaților, frica de păsări, frica de anumite persoane, de a fi cu altcineva decât cu fosta soție, de câinii care latră, de adică frica să nu mai poate întâlni pe altcineva. Da. De a nu avea un fiu, frica de cutremur, frica de infirmitate, frica de neputința de a ajuta pe cei dragi în fața morții, frica de montai rus, frica de înălțime, de la un anumit nivel încolo, fără amintită de zborul cu avionul, frica de rău, frica de judecată, de vorbit în public, de a începe din nou, de a începe un nou job, de a nu fi de fapt atât de bună pe cât cred, de a nu avea suficient timp, de ridicol, de amânare, de a vrea, de mare ocean, de a nota în mare sau în ocean, de succes,
frica de a avea o relație, frica de dezastru, frica de neiertarea celorlalți, frica de autorități, frica de programe, scheme, frica de karmă cu cei pe care i-am omorât, frica de a nu-i se întâmpla ceva rău copilului meu, frica de a fi nefolositor, frica de singurătate, frica de obezitate, frica de a nu avea bani, frica de singurătate, de eșec, de a nu fi apreciat, de suferință, de necunoscut, de părerea altora, de a nu fi gras, de suferință, de bătrâneță. Ok. Sunt o grămadă de frici aici. Dintre care unele se și repetă. Haideți să vedem. Hai să luăm pe... Deci moartea celorlalți, și în general moartea, nu este chestie pe care să o controlăm. Nu. Și în niciun caz... moartea este un program. E ca pe... ca să înțelegi moartea, trebuie să analizezi foarte bine viața. Și ca să, în momentul în care începi să înțelegi cum funcționează viața, o să vezi că, de fapt, noi suntem ca tramvaiele pe linie. Chiar astăzi vorbeam cu cineva că noi avem senzația de libertate, dar fiecare avem pușca noastră. Noi suntem aici într-o pușcă. Și plecăm acasă pe niște trasee care sunt prestabilite. Voi aveți impresia că alegeți voi traseul respectiv și vă duceți unde? În alt pușcă. Că e restaurant, că e camera de la cămin, că e garsoniera, că e altă pușcă, mai mică, mai mare, fiecare cu pușca lui. Și făceam o paralelă cu Coreea. În Coreea, nu știu dacă știți voi, în Coreea de Nord, la un moment dat, oamenii aveau trasee prestabilite pe care puteau să meargă la servicii. Adică, se spunea, Ian, tu mergi pe cu autobuz nu știu care, pe aici și ai voie să dai jos în stațiile astea de autobuz. Aici ai alimentare, cinematografe, locuri de unde să ții haine și mai știu eu ce. Dacă te apăteai de acolo, te lua poliție. Vorbesc serios. Bun. Să știți că și noi suntem la fel. Numai că nu știe nimeni că... Adică nu știți voi că de fapt avem niște trase prestabilite. Și că nu le stabilim noi de cele mai multe. Noi mi se pare că puteți să puneți pe automat și să vă duceți. Și să vedeți că ajungeți acolo în traseul pe care trebuie. Și atunci, frica de a se întâmpla ceva copiilor mei sau copiilor, în general, este, în realitate, irațional. Adică irațional. Este rațional din perspectiva omului simplu. Dar, în realitate, nu își are justificarea pentru că programul ăsta se încheie când a fost prea, pe care eu nu știu. Se spune așa, nu degeaba, că știți mare și părțile lui bune. Spunea că Iisus, la un moment dat, un lucru. Cu e frică că își va pierde sufletul și va pierde. De ce? Frica, programul ăsta din sufletul meu, conectează, în realitate, la realizarea evenimentului. Și atunci, dacă mie mi-e frică, eu induc situațiile în care se poate întâmpla ceva. Și atunci, modalitatea creștină de rezolvare a fricii este rugăciunea și punerea copilului în mâna lui Dumnezeu. Deci, în momentul în care eu urcum copilul, eu am drept asupra copilului meu. Da? Eu am drept divin asupra copilului meu până se face major, să știți, ca părinte. Și atunci, eu nu pot să stau lângă copiii mei 24 din 24. Da? Se poate întâmpla să moară dacă sare de pe șipinier. Corect? Bun. Și atunci ce pot să fac? Doamne, eu nu pot să am grijă de copiii mei și să se numește smerenie. Și de aceea îi pun în mâinile tale. Dumnezeu, Maicii Domnului Iisus Hristos. Și în momentul respectiv m-am smerit și permit lui Dumnezeu să se manifeste. În momentul în care permit Dumnezeu să se manifeste, sunt absolut convins că nu se poate manifesta decât Dumnezeu. De ce? Pentru că eu i-am dat voie. Dumnezeu, în planul material, nu se poate manifesta decât cu îngăduința mea. Vă e clar? Și rău la fel. Și atunci frica mea, o fac ceva cu ea. O transfer. Îi zic, Doamne, nu pot. Pentru că dorința și frica asta vine din nevoia de control de realitate. Nevoia de a controla lucrurile. Asta vreți să controlați frica copiilor, viața copiilor dumneavoastră, în realitate. Este o nevoie de control. Nu aveți altă viață, altceva. Și atunci, în încercarea de a controla viața copilului noastră, le dați din sufletul noastră, asta produce frica din sufletul noastră și, în realitate, vă trăiți viața prin intermediul copiilor. Sorry. Și le faceți rău. Vă e clar? Da. Și atunci, luați-vă sufletul înapoi, trăiți-vă viața și lăsați copiii în pace.
chiar viața lor. Eu nu zic dacă au 5, 6, 7, 10 ani, dar dacă au 20 de ani... Nu, are 4. A, e mic, e firesc, dar frica oricum este... E ca cu drogul de sare. Să vedem ce o să întâmple dacă pică cu drogul de sare. N-are justificare. Eu nu pot decât să fac ceea ce ține de mine în relația cu copiii. Dar nu pot să-i supraveghez tot timpul. Ce fac? Se duce la educatoare. O să fie frică când e la grădiniță? O să fie frică când e la școală? O să fie frică când mergem cu bicicleta pe stradă? Nu pot. Și plus de asta, asta înseamnă totuși... Doamna Diana spune că eu sunt cam dur. Doamne, asta e realitate. Ignoranță! De ce înseamnă ignoranță? Pentru că dacă ați ști și ați conștientizat faptul că fiecare copil are un înger păzitor, a ști ce să fac ca să fie copilul bine. Pentru că dacă eu dau putere îngerului păzitor, prin rugăciunea și prin postul meu, de ce să mai fie frică când ăla ai putere? Ok? Pe când frica mea ia putere. Și atunci, din perspectiva creștină, orice frică se poate rezolva prin ce? Prin rugăciune și post. Cum fac? Păi țin post și mă rog până nu trece frica, să știți. O să vedeți că după 3 zile de post nu mai ți-e frică de nimic, oricum. La 7 zile când te apropii de așa, vezi căsuța. Bun. Se spune că toate fricile au la origine lipsa iubirii de Dumnezeu. Da, și în completare, toate fricile au lipsa informației. Și atunci, atâta... Informația însemnând cuvânt, însemnând Dumnezeu. Tot acolo ajunge. Și așa că dacă toată, să zicem, explicația lui Dragoș, pe care v-a dat-o acum, o luați ca pe acumulare de informații, și că știați și că nu știați, și că mai aveți de aflat, vă documentați, astfel încât aflați exact contextul care se întâmplă cu copilul dumneavoastră și cu orice altă frică de pe această listă, atâta timp cât v-ați documentat, v-ați înconjurat de toate informațiile care v-au luminat, care v-au adus un plus de cunoaștere și înțelepciune, atunci nu veți mai privi acea frică cu ochii de dinainte. Și atunci veți putea merge la drum mai departe. Și conform legii atracției, bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră a văzut The Secret sau legea atracției sau... Ați văzut? Nu? Da. Da? Da. Ok. Deci acolo spune clar că ceea ce spunem, ceea ce facem, ceea ce gândim, are ca rezultat acele acțiuni în viața noastră. Și atunci, gândim pozitiv înseamnă că se vor întâmpla lucruri pozitive. Acționăm pozitiv, vom atrage acțiuni pozitive în viața noastră. Și așa mai departe. Drept care, atâta timp cât o să vorbim și o să gândim în spiritul fricii, vom atrage exact acele acțiuni, cum spune vorba populară românească, de ce ți-e frică de a nu scapi. Da? Și atunci, trebuie să ne concentrăm numai pe ceea ce vrem, numai pe ceea ce ne place. Să alegem emoțiile benefice nouă. Și asta cum putem să facem? Revin la comunicare de ce este importantă și vă spun că este vitală pentru. Pentru că emoția e mai greu de controlat. Adică ați aflat acum informația și poate luați o hotărâre în sinea dumneavoastră și spuneți de mâine nu o să mă mai îngrijorez despre ce se întâmplă cu copilul meu. Sau despre bani, sau despre firmă, sau despre tot ce scrie aici. Și zic asta și mâine iar mi-e frică. Și zic și mâine asta și poi mâine iar mi-e frică. De ce? Pentru că mi-este foarte greu să-mi controlez această emoție. Această emoție mă domină. Și atunci cum pot să fac? Schimbând un vocabular, exprimându-mă în cuvinte, pe care chiar dacă la început nu le cred, dar măcar spun, îmi exersez vorbirea, ceea ce la un moment dat îmi va atinge gândirea, da? În vorbe care se concentrează numai pe ceea ce vreau, numai pe ceea ce îmi place. Și atunci, cum e în cazul dumneavoastră, da? Spuneți ceva în loc. În loc să puneți un lucru, o exprimare negativă, aolo ce să pățească copilul meu, puneți numai lucruri bune, fraze benefice. Copilul meu este sănătos. Copilul meu este... De ce vă e frică? Dați, haideți, spuneți dumneavoastră, ca să avem exemplu concret. V-am spus, vin... Sunt așa, ca valuri. În majoritatea timpului sunt ok, sunt normală ăla. Și când vă vine frica, este mai de plăcuce. Exact. Nu, gânduri. Uneori sunt însoțite și de emoții, dar alteori gânduri. De exemplu, am aflat acum 2 săptămâni că băiețelul unei prietene de 5 ani are o tumoră craniană și nu i-au dat nicio șansă. E, de atunci s-a dat totul peste cap. Da, da. Așa. Cum ați spune o frază benefică care să contrazică gândul acesta?
Spun pe noi. Copilul meu e perfect sănătos. Da? Altceva. Ce frică mai aveți? Păi cam atât în legătură cu el. Da. Bun. Spunând copilul meu este perfect sănătos de mai multe ori, ajungeți la un moment dat să și credeți. Să vă asimilați. Adică vă să zicem că acum nu credeți. Ori de câte ori v-ați spune, tot nu credeți. Da? Pentru că în sufletul dumneavoastră este această îndoială. Da? Și atunci, vă repetați, vă repetați, până la un moment dat vă asumați această frază. Da? În comunicare, ca să fie credibilă o frază, trebuie să vă puneți un cuvânt de treaptă. Am spus și de mai multe ori în cursurile de comunicare. Ce înseamnă de treaptă? Treptat, din ce în ce. Dacă eu îmi dau voie să cred, nu lucrurile așa. Așa nu se schimbă peste noapte nimic. Așa cred eu. El lucrurile se schimbă. Dar eu nu cred că se pot schimba foarte repede. Și atunci îmi dau voie să mă exprim în rugăciunea mea, în frazele mele benefice. Fiecare în ce crede, cu fraze în care, cum ați spune treptat că este, că aveți părerea despre copilul dumneavoastră că e sănătos? Din ce în ce mai bine. Spuneți toată frază. Copilul meu este din ce în ce mai bine. Nu, el este bine. Nu asta aveți impresia că nu e bine. El e bine. Noastră trebuie să schimbați felul de a percepe. Da. Deci acum credeți că i s-ar putea întâmpla ceva. Da? O să spun, cred în ce în ce mai mult că este bine. Da. Am avut câteva probleme cu el când era mai mic și tot timpul mi-era teamă. Dar nu sunt o mamă destul de bună și că nu știu să fac lucrurile cum trebuie și... Și v-au intrat în cap tot felul de programe negative. Ok. Le-ați recunoscut, sunt acolo. Acum trebuie să vă exprimați. Doamna, a ajuns la 4 ani, deci. A scăpat. Înseamnă că pe undeva ați reușit. Deci, ca să reiau. Soluția este să avem încredere în Dumnezeu, da? Altă soluție este să ne documentăm, adică să adunăm toate informațiile legate despre subiectul respectiv, ca să înțelegem ce avem de făcut. Al treilea lucru este să formulăm pozitiv de atât de multe ori, până când se schimbă ceva în mentalul nostru și după aceea ajunge să se schimbe în emoția noastră. Da? Toate frazele pozitive, benefice, sunt despre ce pot să fac eu. Da? Copilul oricum e sănătos. Frazele trebuie să înceapă cu ceea ce puteți să faceți dumneavoastră. Eu știu din ce în ce, sau cum este din ce în ce mai clar, că fiul meu sau fiica mea este perfect sănătoasă. Da? Și când pun din ce în ce, devine credibil. Deci aceste cuvinte de treaptă, pas cu pas, din ce în ce, pe zi ce trece, ușor, ușor, da? Vă dau posibilitatea să credeți ceea ce spuneți. Dar în cazul în care ceea ce spuneți nu îl credeți. Adică spuneți și spuneți, eu îi zice așa, dar de fapt simt altceva. Și atunci asta face cuvântul de treabă. Și dacă vă obișnuiți să comunicați în felul ăsta, vă scrieți pe perete undeva, vorbiți dumneavoastră singură, vă înregistrați și lăsați să meargă. Până când la un moment dat o să vedeți că îi se instalează atât de bine această nouă frază adusă în viața dumneavoastră, încât ea se schimbă la nivel de mental și la nivel de emoții. Deci asta este soluția în cazul fricilor. Da? Vă rog. Ce părere aveți atunci vis-a-vis de acele rugăciuni în care se spune tot timpul? Ferește-mă de necazele curate, de oameni cercetători, de la urmă valoarea lor? Eu nu sunt de acord cu asta. Dacă mă întrebați pe mine, dar nu vreau să fiu eu cea care. Dar pot să vă spun că Biblia da, Iisus să a spus. Eu. Da, pot să spun eu. Deci, o să găsiți în creștinism multe rugăciuni care sunt, hai să zicem, nu negative. Da? Cum spun, au o parte negativă. Cu pe mine păcătosul. În momentul în care tu spui, Doamne, scuzează Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, deci te-ai condiționat, te-ai pus într-o oală. La revedere, n-ai nicio șansă să te mai ridici acolo. Păcătosul cum ai fi? Pentru că tu vei fi conectat acolo. Și atunci, voi trebuie la un moment dat să excludeți. Deci eu am exclus la rugăciune de mea mai intrău și singura la care am mai rămas, e Împărat de Ceres. E acatisul de mulțumire să avem Dumnezeu pe toate care sunt de cer 10. Nu au, se măsoară beneficitatea. Și uite că sunt rugăciuni care nu sunt benefice. Total. Au 81, nu știu cât. Unele sunt de-a dreptul negative, cum sunt psalmii. Psalmii de blestem nici nu mai discutăm. Și care se folosește și la ora actuală în biserică.
Deci voi trebuie, ce spun eu, pe măsură ce să conștientizați importanța cuvintelor, știți că sunt elevii mei care mă întreabă. Vă zice, dar mă duci să citești psaltirea, dar zice, eu când ajung la psalmul ăsta, zice, eu nu văd, e sare. Nu trebuie neapărat să-l citești. Tăiați-i, puf, la revedere, nu se supără nimeni. Ați înțeles? Deci nu trebuie să, nu este obligatoriu să citiți, că nu trebuie. Nu trebuie, nu e obligatoriu să citiți rugăciunile pe care nu le simțiți. Când oamenii citesc psalmul 100, este pentru că rezonează răzbunarea. Că fel nu poți să citești psalmul 100, nici măcar unui dușman. Da? Că nu te face mai bun. Și de fapt, așa îți dai seama la nivelul la care este un om. Că la un moment dat o să vezi că o să crești și o să mai puteți să citiți psalmirea cu totul. Pentru că pur și simplu nu mai poți. Când ai de cuvinte de alea, cuvintele au energie. Și în momentul în care nu mai rezonezi cu cuvintele alea și te lovești de ele, îți stă mintea, mă. Și atunci, voi o să faceți o proprie selecție asupra rugăciunii pe care sau o să faceți rugăciunile voastre, voi, noi, care să fie pozitive. Care e problema? Nu trebuie să vă rugați cu cuvintele alea. În momentul în care am rugăciuni care sunt negative, prin intermediul cuvintelor pe care le folosești, nu le mai folosesc. N-ai Dumnezeu să ne rugăm după rugăciunea noastră. Să ne rugăm. Dacă citiți Noul Testament, o să vedeți că sunt multe fraze benefice care sunt recunoscute acum în limbajul acesta modern, dar ele, de fapt, aparțin din Biblie. Că sunt din Biblie. Hristos spune clar să acționați așa cum, ca și cum deja s-a întâmplat lucrul respectiv. Deci asta nu aparține. Să te rogi ca și cum ai fi primit. Deci să te rogi acum cu prezent. Am. Exact. Am iubirea, casa, familia, banii, serviciu. Copilul sănătos. Copilul sănătos. Vreau să fie sănătos copilul. Vreau să fie sănătos. Nu, copilul meu. Că mulțumesc oameni, copilul meu e sănătos. Asta spun fiecare. Și în momentul când sunt fericit și recunoscător, eu aduc în viața mea mulțumire și bucurie. Și viața mea este plină de aceste două sentimente. Și atunci, dacă încep orice rugăciunea mea, cum sunt Doamne sau cum fiecare în ce crede, sunt foarte fericită și recunoscătoare. Pentru că copilul meu e sănătos. Firma mea merge din ce în ce mai bine, să spunem. Dacă nu cred, spun din ce în ce mai bine. Da? Că eu știu. Vreau să vorbesc un pic despre obezitate. Ok. Că mi s-a părut interesant. Este un exemplu la care putem să ne refuzăm la toate fricile. Tot mi-e frică să nu fiu obez. Sau mi-e frică să nu ajung obez. Bun. Păi astea are două chestii. Păi fie sunt gras. Și normal că mi-e frică să nu fiu și mai. Sau sunt slab și mi-e frică să nu devin mai gras. Dacă mă apuc să studiez modul cum se comportă organismul uman și înțeleg că acest organism este o mașină, da? Efectiv, o mașină. Și că mașina asta funcționează după niște reguli. Și regulile astea spun dacă consumi atât și dai atât, ăsta crește. Deci dacă eu să-i dau organismului meu mai mult decât consum fizic, intelectual, evident mă voi îngrășa. Și atunci, în loc să-mi fie, poți să trăiești. Știți care e problema? Orice frică poate să fie transformată. E o energie. Da? Poate să fie transformată într-un sens pozitiv. Și atunci, un lucru care pe voi vă blochează, la un moment dat poate să fie transformat într-un sens pozitiv. De asta în Reiki se dă lumină fricilor, de asta în Reiki se îmbrățișează cu iubire fricile, de asta se face rugăciune și se aprind lumânări când ai frici. Până la urmă, frica aia, în momentul în care ai sublimat-o, se transformă într-un lucru pozitiv. Deci, până la urmă, nici măcar fricile nu sunt negative. Sunt niște probleme care îți dau seama că ai o problemă. În momentul în care ai rezolvat problema, ce ai putut? Ai mai ridicat-o? Treaptă. Deci ai evoluat. Fricile și trecerea peste fricile voastre nu face altceva decât să vă face, să vă facă să evoluați. Că e frica de iubire, că e frica de obezitate, că e frica de moarte, că e frica de nu avea bani, de succes. Sau am întâlnit persoane frica de a avea bani. E aici, frica de succes. Bun, nu, frica de succes e altceva, să nu ies în față, să nu vă arată religiunea, să mă rog. Dar frica de a nu avea bani, ca nu cumva având bani, să-i folosesc în așa fel, încât să nu mă mai mântui. Ați înțeles? Adică... Haide! Apropo de obezitate, la
punctul de vedere al comunicării este așa. Sunt în fața unei oglinzi, mă văd că sunt grasă și spun sunt slab. Nu o să mă cred, pentru că mă văd. Și aici intervine cuvântul de dreaptă. Am nevoie de cuvânt de dreaptă. Da? Sunt din ce în ce mai slab. Asta pot să cred. Da? Și mă simt ok, pentru că am spus din ce în ce. Dacă spun direct sunt slabă, pot să spun de 100 de ori, că în mintea mea tot aceeași informație că sunt grasă. Da? Și atunci pot să spun, sunt din ce în ce mai slab. Sau slăbesc din ce în ce mai mult. Și mai este un lucru care e important, să vă dați voie să fiți bucuroși în acțiunile pe care le faceți. Și atunci mai adăugați un cuvânt care vă ajută să faceți cu bucurie. Slăbesc din ce în ce mai mult cu bucurie, cu ușurință, cu eficiență. Da? Deci în comunicare aveți nevoie de două cuvinte de sprijin. Una este cuvântul de dreaptă sau orice cuvânt de dreaptă care mă lasă să se întâmple lucrurile ușor, ușor. Și a doua, să fie viața cu bucurie. Care înseamnă cuvintele de suport. Cu bucurie, cu ușurință, cu eficiență și așa mai departe. Da? Deci dacă le adaug aceste două expresii în orice frază pe care eu o spun, atunci viața mea se va schimba. Pentru că voi spune lucruri pe care le voi accepta și acceptându-le, le voi registra mental și la nivel emoțional și voi scăpa de acele frici. Dar pentru asta trebuie să mă exprim la prezent și cu cele două lucruri. De dreaptă și de ajutor, de suport, de bucurie. Apropo de bucurie, vedeți că astăzi mi-a venit o doamnă care s-a dus ea prin Italia la Sfânta Rita și când a ajuns acolo, pentru că se urcă până la mănăstire, s-a gândit ea că ar trebui să slăbească câteva kilograme. A plecat de acolo și a avut un ulcer și a slăbit în două luni, nu știu, 20 de kilograme. Așa că adăugați să slăbiți cu bucurie sau să faceți lucruri cu bucurie. Da? Pentru că poate să fie chinul mai bine. Orice acție. Chiar îmi propunit să-i slăbesc, nu mai iubesc 10 ani. Păi da, e o formă de nu mai mâncați atunci. Dacă vă e frică să împrumutați bani. Acum vreau să vă fac un pic de dovadă a informațiilor. De ce trebuie informați, da? Să zicem că vă e frică să împrumutați bani. De ce? Îi împrumut bani colegului meu și de ce mi-e frică să îi împrumut bani? Pentru că s-ar putea, de exemplu, să nu mai mi-dea înapoi. Corect? Păi, e scris în Biblie, împrumutați și nu mai luați înapoi. Și atunci stric prietenie. Dar dacă aș crede în reîncarnare și știu că el nu dă banii pentru că și eu într-o viață anterioară... M-aș liniști. Așa. I-aș mai da banii sau nu? Asta aș trebui să aflu. Și dacă aș ști că în felul ăsta mai plătesc din păcate și în felul ăsta mi le preia el, i-aș da la câțiva, le-aș da bani. I-aș da mai mulți. Deci ce ați face, dumneavoastră? Ați acceptat să vă plătiți datoria dintr-o absolut altă viață? Sau? Absolut. Da? Păi sunt trei forme de plată. Sănătate, iubire și bani. Așa. Mai bine plătesc cu bani. Aha. Că dacă sunt sănătos, n-am nevoie de bani ca să dau la doctor și dacă sunt... Dacă am iubire, pot să materializez absolut orice în măsura în care îngăduie Doamne Doamne. Frumos. Felicitări. Om, mă uimesc. Bine. Cred că... Dacă vrea să spun. Vrea să spună cine a scris de succes? Frica de succese. Cine are? A, nu vreți să spuneți? Cu e frica de succes. Eu am scris. Tu ai scris? Cred. Cred că da. În ce sens? Cred că sensul și de a avea bani. Tot în sensul. Pe care l-a spus Dragul mai devreme? Da. Nu, e frică mai degrabă de ce se întâmplă. Sunt oameni care în altă viață au fost creștini, de-aia practicanți și un pic mai de-a dreapta. Ei, și ei asimilează succesul cu orgoliu. Și de fapt este o frică ca nu cumva succesul să ducă la orgoliu. Da? De multe ori, mie mi se spune foarte des că sunt orgolios. Și am zis, bă, nu mă simt, dar fiu nesimțit. Și, da,
sunt ale noastre. Și atunci frica ta de succes este de fapt frica ca succesul să nu ți se urce la cap, ca să nu pici în păcatul orgoliului. Asta înseamnă că altă dată ți s-a întâmplat. Înțelegi? Și atunci, nu mai trebuie să-ți fie frică. Trebuie să ajungi la nivelul la care succesul să fie pur și simplu un lucru firesc. Și atunci, când un lucru, pentru tine este un lucru firesc, să ai bani, să ai succes, să ai aia, nu mai ai de ce să ai orgoliu. În ședințele mele de coaching am avut mereu problema asta cu să-mi pun obiective sau nu. Și mai ales pe cei care vedeau din credințe indiene. Pentru că acolo este să fii non-acțiune, non-efort, non-nimic. Atunci, și creștinismul duce doar la non-efort. Da. Non-acțiune și non-ieșit în față și non-sex și non... non-toate. Așa că nu suntem departe de hinduși. Nu vă faceți greșit. Da. Și aveam o teamă de a-și pune obiective, pentru că, de fapt, religia indiană este fără obiective. Adică să nu vrei nimic. Doar să fii. Pur și simplu și să înțelegi ce e doar să fii. Vorbind despre asta, mi-am dat seama că important este drumul pe care îl parcurgi pentru obiectivul respectiv. Adică orice om poate să spună obiective, că vrea o casă, vrea o piscină, vrea nu știu ce haine, da? Fără să intre în conflictul acesta de orgoliu, atâta timp cât face ceva bun cu lucrurile. Adică își pune acele obiective pentru a atinge niște lucruri pentru ceilalți. Având acele lucruri, el devenind un instrument, dacă vreți, din punct de vedere creștinesc, al Domnului. Adică eu în momentul în care mi-am pus... Am o idee. Da. Deci, ca să înțelegeți cum fac eu. Eu mă consider administratorul banilor mei. Și încerc să-i administrez conform voinței divine. Eu așa am rezolvat problema asta. Știi că e o problemă de schismă la un moment dat. Bine, mă dezbați, ai bani, banii mai celălalt și îmi fac. Și atunci, eu am pasat chifteaua asta. Și am vorbit să ieși, am pasat doar ceva. Și îmi spune dacă trebuie să fac. Nu am problemă. Dau acolo. Dau acolo. Dau acolo. Dau acolo. Până și când dau pentru mine. Sau ce fac cu aia. Am voie sau nu am voie? Trebuie sau nu trebuie? Bine, eu măsor. Dar este tot o formă de scăpa de chestia asta. Nu știu dacă am fost clar. Adică, atâta timp cât creștinismul ne creează următoarea problemă. Bun. Ce fac? Cât îmi ofer? Aici apare problema. Dacă îmi ofer prea mult, înseamnă că, să spun eu, o chestie de egoism. Dacă îmi ofer prea puțin, e o chestie de stimă de sine și neiubire de sine. Care e limita? Cred că bărbicia creează lucrurile astea. Că Sfinții Părinți, unii dintre ei, spun și că banul e o scară care te duce oricolo, oricolo. Corect. Ei, dar limita scării ăsteia e importantă. Da. Și atunci, pentru mine, a reprezentat o administrare. Eu sunt administrator. Da. Și mai este drumul prin care obții acele lucruri. Deci vreau să am o casă, vreau așa, pot să mă duc să jefuiesc cu bancă sau pot să fac alte lucruri. Deși dacă drumul este, să spunem, curat, atunci iarăși pot să fiu liniștită când îmi pun obiective. Pentru că foarte mulți oameni au această problemă. Ce obiective? Cât de înalte? Cum pot să mi le pun? Că totuși se creează conflictul. Mi-e frică să-mi pun aceste lucruri ca obiective, pentru că înseamnă că vreau prea mult. Apropo de obiective, eu mi-am pus la un moment dat ca obiective să am un restaurant. Vorbesc foarte serios. E faza cu proiecte și... Nu zic, băi, de ce? Am mai mult pentru asta, aveam un restaurant, era foarte drăguț, te vreau să te duceai, mâncai, plecai, da? Eu nu sunt de la care să gătesc. Bun, știi ce s-a întâmplat? Evident că am avut propuneri după aia, să nu credeți să deschid restaurante. Dar am început să am pacienți, clienți, care erau patroni de restaurante. Și am început să văd ce probleme au, cum e cu aia, cum e cu aia, cum plăteau și pagă. Cât îi furau angajații, că n-aveau nicio zi, că toată ziua trebuia să fie restaurant. Și am zis, eu restaurant? Nu. L-am șters primul de pe listă. Așa că nu vă fie teamă să vă puneți cele mai înalte obiective, pentru că Universul vă va spune de ce nu merită. În timp o să vă dea, o să vină la voi. Arbișanu, nu vrei să? Și la un moment dat când o să vezi condițiile, o să zici nu. Și o să vi-l tăiați voi de pe lista, înainte să faceți.
Și acum puteți să vă puneți pe foi toate obiectivele voastre cele mai nebunești. Că vă duceți pe lună, că vă duceți pe Everest. Unde vreți voi. Și să nu vă fie teamă. Pentru că la un moment dat vă spune, Florin, vezi ce ceri. V-a sugerat să faceți un exercițiu, dacă îmi dai voie, să vă faceți o descriere a dumneavoastră. În amănunțit. Cum sunt? Sunt așa, așa, așa. Numai atribute. Da? Calități și defecte. Da? Deși de rău și de bine. După care, să treceți, să vă dați note la fiecare. Da? Să ziceți. Spun așa. Sunt minunat. E, cât de minunată sunt? De la 1 la 10. Da? Sunt harnic. Cât de harnic sunt de la 1 la 10? Sunt neîndemânatic. Cât de neîndemânatic sunt de la 1 la 10? Da? După care să vă propuneți o altă listă. Cum sunteți dumneavoastră la potențialul maxim? Da? Cum este Harry cel adevărat? Da? Ideal. Idealul Harry. Da. Și la toate acele liste să vă puneți notă. Da? Și notele acelea să le gândiți foarte bine, după care să vă puneți întrebare. De ce am nota asta și nu am nota 10? Ce mă împiedică? De ce mi-e frică? Sau ce nu fac de nu sunt la nota 10? Mamă. Da. După care, să văd ce pot eu să fac, astfel încât să-mi cresc nota. Și dacă în această analiză veți descoperi niște frici, să puneți în practică ce zic eu că ați învățat astăzi. Adică să vedeți cum va rezolva frica iubirea de Dumnezeu și cum va rezolva frica adunând informații cât mai multe despre acel lucru. Bun. Să vedeți că veți fi un pas mai mult după aceea pentru voi înșivă la potențialul maxim. Voi înșivă cei adevărați. Deja ne-am înfiat. Aici sau? Jos. Ne-am înfiat. Trebuie să sunăm cine coboară primul, 1, 2, 3 la telefon. Să vină altcineva să ne răspundă. Bun. Lăsăm întrebările pentru data viitoare. Sau? Sau să așteptați să coborâm toți.